George Simion și Aur sunt o falangă Rusiei? Prin anumite mesaje, parcă fac jocurile respective. Sădesc neîncredere, dezbinare, pun sub semnul întrebării intențiile partenerilor occidentali. Poate suntem prea apropiați de americani, de Uniunea Europeană. E o linie fină. N-am văzut vreo linie de finanțare cu Belarus și către Aur. Nici nu cred că s-o văd. Nu cred că așa se fac lucrurile. Dar cred că poate au cele mai bune intenții, dar trebuie să aibă grijă la mesaje.